lasă-mă până la 8 și 10. Iuliana, hai deamă și 10. Mamă. Iuliana, și 10 deamă. Hei, salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. Acum este ora 8:30, iar eu întârzi la școală pentru că astăzi nu am avut prima lecție, dar o am pe a doua, care începe la ora 9, deci trebuie să ne grăbim să mergem la școală. Astăzi o să merg singură la școală. Ana nu merge cu mine. Ana astăzi rămâne acasă, o să dormă mai mult. Sunt un pic invidioasă, dar e ok. Uitați-vă, ăsta este Pașa. Este unul din puii miei. Pașa! Pașa! De intrat am intrat, dar cum mai ies din mașină în fața școlii, nu mai știu. Ușa mea s-a blocat de la frig. Efectiv nu se deschide. Dar nu se deschide. M-am zis la școală, îmi cer scuze, am întârziat că ușa mea s-a blocat, dar n-am ați blocat în mașină. Păi mă creadă nici nimeni. Acum nici parcare nu mai am în fața școlii. Este, ia uite, am găsit una. Ia încearcă, păi ieși. Uite, și toți ieși acum de la colegiu. Come on! Da, nu strica ca așa. Iuliana, s-o strici. Am tras-o spre mine mai întâi. Mă, nu-ți deschide, mă. Du-te prin spate, hai că nu te vede nimeni. Vă-ți că-ți dau eu de ce geanta. Dar ce? Pentru streacă. Uite și se uite la... Hai, Iuliana. Lasă geanta aici și hai. Păi nu știa din spate, hai că întârzi la lecție. M-am plecat cap. Iar aia, să mișină dacă nu-ți deschide nici asta. Hai, ia încearcă pe din afară să o deschizi, hai. Suntem la chimie, încerc să filmez pe ascuns. După cum vedeți, urmează să facem niște experimente. Vin eu la cafenea și mă uit aici ce scrie lumea. Deci am găsit follow Lara. Oh my god. Eu am ajuns acasă, prieteni, de la școală. Tu vrei să fii alintată? Vrei să fii alintată? Hei! 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 Cred că o să mă pun la un film. Mam, te pui cu mine la un film? Hai! Te pun la un film? Hai! Da, auzi, eu nu mă pun la film pentru că mi-e somn. Mă pun la film pentru că vreau să mă pun la un film. Te pui cu mine la un film? Hai. Apropo, înainte să începem să ne uităm cu mama la film, vroiam să vă spun ceva. Am primit foarte multe întrebări din partea voastră, unde m-ați întrebat, ce se află în telefonul meu. Vroiați foarte mult să fac un video de genul acesta, așa că în acest video o să vă zic de Yandex Plus, unde poți asculta muzică, poți asculta povești, te poți uita la filme și la seriale. Exact de ce am avut eu nevoie. Tot ce am făcut a fost să-mi instalez Yandex Plus, care mi-a dat acces și la Yandex Music, unde pot asculta muzică, povești, unde pot să-mi fac playlisturile mele inteligente, așa că asta m-a făcut foarte fericită. Mai ales că eu ascult muzică non-stop. Și sunt sigură că vestea asta o să vă bucure și pe voi. Primele 90 de zile la doar 5 lei moldovenești. Oh my god! Dacă vreți și voi să beneficiați de acea reducere, intrați chiar acum în linkul din descriere. Pe lângă Yandex Music mai găsești și cinematograful online Kinopoisk. Deci, după cum v-am zis, acesta este unul din abonamentele mele preferate. Pentru că poți face atât de multe chestii, să asculti muzică, să asculti povești, să te uiți la filme, la seriale. Deci de asta am avut eu nevoie. Da, da, da. Pe lângă toate astea am mai descoperit ceva foarte tare. Tot cu Yandex Plus ai acces la Yandex Disk, unde beneficiezi de 10 GB cadou spațiu de stocare. Iar dacă ai nevoie de mai mult spațiu, primești 30% reducere indiferent de tarif. Asta mi se pare wow! Cu toții avem problema asta, nu mai avem spațiu pe laptop, pe telefon, pentru că avem foarte multe poze și videouri. Și tot Yandex Plus are 10% reducere la clasa conform din Yandex Go. Instalați Yandex Plus! Uitați cum arată. Instalați-o chiar acum, sunt sigură că nu o să vă pară rău. Mergem să ne uităm la film! Dar sunt cu Pașa. Pașa este primul pui care a început să mănânce mâncare. Deci, Pașa, vrei mâncare? Ai simțit mirosul, nu? Da, da, da. Ia uitați.
Hai, Pașa. Simți, da? Ia să vedem. Pașa, mănânci? Oh my god, mănâncă! Astăzi mâncăm borș roșu. Foarte frumos. Ia, hai arăt că mănânci frumos, nu știu. De pisnați sau până? E obraznică, Iulia. La bine, gata. Aulă, dar ce enervant e să mănânci așa? Credeam că e ora mea de masă, dar se pare că e ora și a voastră de masă. Mâncați și voi? Mulțumesc de masă! Prieteni, eu, după cum vedeți, m-am schimbat în acest costum nou pe care l-am. Nu l-ați mai văzut până acum, dar mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. L-am primit cadou de la Alina. Alina, mulțumesc pentru această surpriză, pentru acest cadou care a ajuns în sfârșit la mine. Eu îmi pun căștile pentru că merge la bunica, așa că pentru va trebui să ascult muzică. Ghiciți de pe ce aplicație? Yandex Plus, exact. Așa că ne vedem la bunica. După cum vedeți, am ajuns la bunica, prieteni. Bunica, ia povestește-mi ce ai primit aici. Iată, la grădință mă rup, am primit medalion. O medalie ai primit la grădință? Medalie, da. De 70 de ani? Da. Felicitări, bunica! Da, de aur. De aur? Da. De aur? De aur. Ia, putem eu mie. Faptim. Cine nu a știut, a fost ziua bunicii și noi am venit astăzi la ea să mâncăm. Nu ne-am fost și am sărbătorit zilele trecute, dar astăzi am venit să mâncăm. Zilele trecute sau ieri? Am luat-o ieri. Deci, poftă bună! După cum vedeți, noi am ajuns acasă. Pașul e misterie. Ne relaxăm. Și mi-e doare foarte tare capul pentru că lui Pașa este milă de mine când noi ne-am școală. Pașa, pașnică, pașa, et mai pașa, pașa. Pașa doarme? Pașa doarme? Pașnică! Și cam atât a fost, dragii mei, pe astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut acest daily vlog. Nu fugiți de la mine, vă rog. Eu vă pup pe toți, vă iubesc și pe data viitoare.